ordine de zi pe care am să o pun la vot după ce o să o citesc. Deci, astăzi avem pe ordinea de zi 14 puncte. Începem cu primul proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar David Manichel, președinte de ședință pentru luna octombrie 2015. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încheierii de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a doamnei Ivanov Doarea și declararea vacantă a locului ocupat de aceasta. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Oancea Valentin Ionuț în cadrul Consiliului Local a orașului Târgocna, candidat la alegerile locale din iunie 2012 pe lista Partidului Democrat Liberal. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statutului de funcții a aparatului de specialitate a primarului, al activității autofinanțate și serviciilor publice subordonate de Consiliul Local al orașului Târgocna. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului produsului intern pentru asigurarea cofinanțării proiectului extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 193 de metri pătrați a terenului locuinței situate în orașul Târgu Ocna, privatul Republicii numărul 21. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă către Secerdon HR SRL Bacău, la viță de 5 metri pătrați teren situat în orașul Târgu Ocna, privatul Republicii, în vederea lansării unui chioșc pentru difuzarea presei. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local orașului Târgocna în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ de pe data orașului Târgocna. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 de lei privind susținerea activităților organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Educației pe 5 octombrie și a Zilei Independenței Naționale a Persoanelor Vârstnice pe 1 octombrie. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind preluarea cu timpul gratuit în administrarea posibilului local Târgu Ocna, microbusului școlar Ford Transit 16 plus 1 locuri, proprietatea școlii numărul 2 Târgu Ocna. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului de extindere și reabilitare infrastructură de apă și apă uzată în județul Bacău, terenuri aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, necesară amplasării a două state de pompare apelor uzate, o stație pe strada Salina și o stație pe strada Râul Vâlcica, în amontele podului CFR și al conductelor de refulare aferente. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă de masă, ce va fi exploatată din fondul forestier, proprietatea orașului Târgu Ocna și aprobarea prețului de vânzare. Punctul 14. Diverse. Vă supun dumneavoastră pentru aprobare la vot. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Cine este împotrivă? Aș solicita la punctul 2 ca proiectul de hotărâre să aibă și cuprins și amendamentul privind explicația constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a doamnei Ivanov Doarea în condițiile în care dânsa a fost avansată în poziția de consilier județean, lucru care reprezintă un atur în plus pentru Consiliul Local și care trebuie menționat și punctat ca atat. O rugăminte, doamna Pieri. Asta o să dezbatem la punctul respectiv. Dacă sunteți, deci, sunteți de acord cu ordinea de zi așa cum este ea. Cu modificarea punctului, titulaturii punctului 2. Deci, ați votat împotrivă, da? Da. A fost unanimitate, majoritate de voturi pentru și la punctul respectiv o să dezbatem cum o să prevedem în hotărâre. Totodată, executivul a mai venit pentru extinderea prezentei ordine de zi pe care v-am prezentat-o la capitolul diverse, cu încă un punct, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Ocna, aprobat pe hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 1999. Dacă sunteți de acord. Punct distinct. Deci, în afara chiar 14 puncte, suplimentarea ordinii de zi, cu un punct
care vi l-am spus, proiectul privind completarea inventarului depurului. Cine este pentru, vă rog? O abținere? Cineva împotrivă? Nu. Mulțumesc. Atunci să trecem la aprobarea procesului verbal la ședinței din luna august, care l-ați avut la dispoziție, au fost pe site-ul. L-ați citit, dacă sunt comentarii pe baza acelui proces verbal la ședinței din luna august. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Vă mulțumesc. Împotrivă. Împotrivă, n-ați votat, nu? Mă abțin. Mă abțineți că n-ați fost. Pentru, împotriva, abținere. Pentru că ajungeți la abținere și eu sunt la abținere. Da, deci două voturi abțineri, împotrivă. Mulțumesc. De două voturi de abțineri și ceilalți pentru. Începem ordinea de zi cu gândința noastră. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern pentru asigurarea cofinanțării proiectului. Scuze. Deci, proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar David Marchel, președinte de ședință pentru luna octombrie 2015. Dacă nu sunt... Comisia juridică nu sunt. Mulțumesc. Alte comisii nu sunt. Sunt comentarii? Discuții? Vă mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Cu unanimitate de vot, domnul Marchel. Da, pe ședință, președinte de comisie în octombrie. De ședință. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a doamnei Ivanov-Sfadea și declararea vacantă a locului ocupat de aceasta. Comisiile, vă rog. Comisia juridică a disolvat. Alte comisii? Nu sunt. Discuții, vă rog. Înscriere la vot. Cine dorește? Doamna Vili, mai dorește cineva să se înscrie la vot? Pe acest subiect? La cuvânt, da. Scuze, la cuvânt. Deci, în afară de doamna Biri, nu mai dorește nimeni să se scrie la cuvânt pe acest subiect. Dar rog, doamna Biri, avem. În cele eu același punct de vedere, am hotărârea să cuprindă și explicația clară, pentru că este o chestie menită pentru oraș și pentru care le să le personal. Deci, încetează de drept mandatul prin numirea în poziția de consilier județean. Și este bine când orașul își are un reprezentant în Consiliul Județean, care, în eventualitatea oportunității unor situații, ne poate sprijini. Înainte de a supune la vot amendamentul dumneavoastră de a schimba titulatura, vreți să ascultăm o poziție, o părere a consilierului juridic care a dat titulatura acestui punct, pe ordinea de zi? Eu am înțeles poziția juridică, poate... care explică juridic încetarea de fapt a pozițiilor cu mai multe puncte. Dar este o chestie simplă, o chestie de formalitate, dând o explicație cu atât mai mult cu cât este una laudabilă. E adevărat că e laudabilă pentru o poziție, dar există. Ca să putem concluziona, care este propunerea dumneavoastră, cum vreți să spuneți? Să se adauge la proiectul de hotărâre mențiunea prin ocuparea funcției de consilier județean. Adică, deci, încetarea de drept a mandatului de consilier local prin ocuparea funcției de consilier județean. Atunci, haideți să mai citesc o dată și dumneavoastră mă opriți unde vreți să facem completare. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a doamnei Ivanov-Sfadea, prin ocuparea și prin ocuparea funcției de consilier județean și declararea vacantă a locului. Nu vreți să spunem datorită ocupării sau motivat de ocupare. Deci legea 393 enumeră cazurile în care încetează de drept mandatul de consilier. Printre care este și demisie. Este cazul doamnei Ivanov. Legea nu menționează numirea... Demisia se poate face din motive personale. Da, din demisia, motive exact. Sau din motivul ocupării acestui post. Acestui loc. Schimbări funcției. Este obligația consilierului local care a fost validat în ședință de consilier județean în baza legii 61 ca în 15 zile să-și dea demisia din zona din funcție. Da, și ea a desfășurat această, deci a respectat. Da, a respectat.
Domnul consilier Buzu, aveți cuvânt. Felul în care este prezentat proiectul este cât se poate de corect și în conformitate cu prevederile legii 205. Dacă sunt comentarii legate de partea de promovare a programului de fiecare consilierul local în consecință, se poate face o nouă discuție a pricinului în nivelul pe care vrea să facă și cum se face politică. Dar proiectul cum este făcut este. Iar faptul că a fost doamna Ivanov validat în funcție de consilier județean este menționat în preambulul proiectului. Și în expunerea de motive. Iar hotărârea va fi afișată. Deci. Se poate afișa. Pot să fiu la votare. Dar e un proiect de rest pentru că nu trebuie să spun. Sigur că ceea ce spune doamna Abiri e o problemă de formă, putem scrie tot raportul, putem scrie tot, ascultați-mă, tot referatul putem scrie în timp. Dar eu cred că secretarul Consiliului Local, care face aceste proiecte de hotărâre, trebuie să respecte, așa cum a spus și la celelalte, exact cum a spus și domnul Mulțu, care sunt specialiști în drept și el trebuie să aibă o anumită formă. În referatul constatator se scrie clar, chiar așa începe, consilier validat a primit funcția de consilier județean. Nu-i singur consilier județean, după mai are un consilier județean, doamna Șorca. Deci ne mândrim că doamna Ivanov a ajuns consilier județean, dar să nu modificăm acum după forma și fiecare cum îi se pare acest hotărâri de consiliu, pentru că la urmă unui secretarul dă avizul de legalitate și îl răspunde dacă a fost corect sau nu. Și la urmă unui le ajung la prefectură și pentru un cuvânt plus în plus, care nu afectează cu absolut nimic, nici Consiliul Local, nici Consiliul Județean și nu cred că nici doamna Ivanov nu afectează cu nimic, are rost să modificăm, după cum dorim noi, aceste hotărâri, având în vedere că avizul de legalitate e dat în această formă și ați văzut că și domnul Nuțu, care e specialist în problemele de drept și hotărâri Consiliului, să le lăsăm așa cum le face secretarul, pentru că nu pot să-mi asum nici orei dumneavoastră să punem un titlu care nu este exact cu legislația în vigoare. Mulțumesc! Doamna Bineșiță. Doamna Bineșiță, mai doriți să supun la vot modificarea articulaturii sau este suficient? Deci supun la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local înainte de expirarea durerii de mandat doamnei Ivanov Floarea și declararea vacantă a locului ocupat de acesta, așa cum a fost propusă în varianta inițială. Cine este pentru, vă rog? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi s-a declarat vacantă postul de consilier ocupat până în prezent pe doamna Ivanov Floarea. Trecem la subiectul 3, la punctul 3, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Oancea Valentin Ionuț în cadrul Consiliului Local al orașului Târgoviște, candidat la alegerile locale din iunie 2012 pe lista Partidului Democrat Liberal. Un postul lăsat vacant de doamna Ivanov. Alte comisii nu sunt. Dacă sunt comentarii, sunt discuții. Comisii sunt. Nu s-au discutat. Comisii sunt. Punctul nu s-a discutat alte comisii. Alte comisii nu au avut în dezbatere pe ordinea lor de zi. Dacă sunt discuții. Vă rog să trebuie să se văd în detalii cu condițiile de putea fi validat ca consilier local, în următorul registru. Mai sunt alte discuții? Înainte de a trece la constituirea Comisiei de Validare și la trecerea votului și constatarea de către Comisia de Validare a validării mandatului domnului consilier Mancea, dacă nu mai sunt comentarii, atunci să formăm comisia, votul este votul este deschis. Da? Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, supun la vot comisia de validare, care este comisia clasică de validare propusă de domnul Bucur Aurel, Isai Gradu George, Antonie Cristian, Adam Verone Valeriu și domnul Ilie Ionel. Dacă sunteți de acord cu aceeași comisie de validare care a fost și până acum, au fost aleși. Deci, cei 2, 4, 5 trebuie să luăm act de faptul că supun la vot. Da? Haideți să vedeți. Nu avem mai început de vot.
Domnul Nicolae. Ca o informație. Deci validarea nu s-a făcut direct în comisia de validare, și a făcut din comisia juridică ca să îl încurce pe domnul din comisia de validare. Doamna, aveți vechime. Avizul comisiei la proiectul de hotărâre și sigur că raportul de validare e raport de validare. Și raport. E raport de validare. Trebuie să ne respectăm. Deci e vorba de 250. Au fost analize documente la comisia de validare. A constatat că domnul Antea Valentin Ionuț a figurat pe liste de biroul electoral de circumscripție numărul 8 la Partidul Democrat Liberal. Pe poziția numărul 5 este exactă ordinea succesiunii celor patru persoane dinainte care au fost validați în lista de consiliere. Sunește condițiile legale pentru a fi declarat consilier local în cadrul Consiliului Local de Bolna. Deci, la subiectul ăsta nu trebuie supus la vot. Rezultatul raportul de validare, deci se declară domnul Vancea Valentin se declară consilier local în cadrul Consiliului Local. Supun la vot raportul de validare a votului. Deci cine este pentru? A proiectului de hotărâre privind validarea mandatului consilier. Cine este pentru, vă rog? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Mulțumesc frumos, felicitări domnul Vancea Valentin. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și pe ce vrea mea pentru binele locuitorilor orașului de Bolna. Așa se numește Dumnezeu. Bine ați venit pe unul de ele valetezi. Școala 2 cât școala 1 avea contracte pentru transport elevi cu firme private. Am primit un microbus, 16 locuri, primăria Târgu Ocna, și în aceste condiții, sigur că ne-am gândit pentru început să dăm și acest microbus școlii 1 și școala 1 să se ocupe de transport. Analizând puțin această activitate de transport, pe care am făcut-o într-o ședință cu directorii școlilor, am constatat că această activitate se derula la școala 2 cu acel microbuz, dar nu erau în regulă mai multe lucruri. În primul rând, șoferul era de la primărie, microbuzul era al școlii. Școala plătea combustibilul, noi plăteam șoferul.
Această activitate trebuie să fie licențiată. Activitatea desfășurată la școala 2 nu a fost licențiată și trebuie o persoană care să verifice atât starea tehnică a acestor mașini, cât și trebuie să existe un manager de transport, un responsabil cu acest transport a elevilor. Și din discuția avută cu domnul director, ei au spus că nu au posibilitatea să organizeze această activitate, mai ales că școala 2, dacă n-a cerut atunci când a primit microbuzul un post de conducător auto, nu mai poate obține acum un post de conducător auto decât în condițiile când reduce un alt post din organigram. Fiindcă începea anul școlar și nu era un lucru bun să stăm cu microbuzul în curte și elevii să vină cu autobuze private sau pe jos, am discutat și singura variantă a fost să preluăm noi la primărie această activitate, având în vedere și solicitarea scrisă a școlilor și având în vedere că această activitate de transport elev este o activitate puțin complicată, în sensul că implică o mare responsabilitate din partea celui care o execută. În ședințele pe care noi le-am avut în aprilie și în această primăvară și în anii trecuți, cetățenii și-au ales un reprezentant care aduce dimineața copiii în stația de unde vine autobuzul. Deci copilul trebuie să vină însoțit până în stație. Din stație, de acel reprezentant este predat conducătorului auto. Conducătorul auto vine și îl predă profesorului de serviciu de la școală. Și sigur, la terminarea programului, circuitul este la fel, pentru că au fost cazuri când copiii au coborât în alte stații decât cele care trebuia. Deci transportul elevilor nu este nici transport obișnuit de persoane și nici transport de, știu, marfă sau altceva. Și atunci a trebuit să ne încărcăm cu aceste cheltuieli, având în vedere că școlile, doamna directoare de la școala 1, de la școala 2, noi nu avem competența să putem organiza așa cum cere legea, așa cum trebuie obținute licențe și alte autorizări pentru această funcționare. Deci eu vă propun să luăm acest transport, pentru că este în avantajul cetățenilor orașului, a copiilor noștri, și el va fi desfășurat în condiții corespunzătoare, având în vedere că atunci în organigram am prins și un responsabil cu acest transport. Este acela responsabil care se ocupă și cu taximetrele și cu traseele celorlalte autobuze în oraș. Și parcă auto al primăriei va trece în subordinea acestui șef de noi șef. Da, la autobuzele școlare, de jurești, știți, mașinile sunt trecute pe unitate de învățământ sau tot la... Sunt și și. Spre exemplu, mediul rural au fost... Ați văzut că poate ați dus și la televizor, chiar viceprimarul când ducea mașina. Da. Nu poți să lași la o școală. Cum? Uitați, la fel, avem probleme acum. Vă dau exemplu, canalizarea la școală, de două săptămâni stăm acolo, nimeni nu știe exact unde este, unde e căminul. Nu poți să ceri directorul care este profesor de limba română sau geografie sau unei persoane, femeie de serviciu, chestiunea asta. Și atunci, sigur că ne-am implicat și doresc să știți că în activitatea de la școală, când banii au fost pe elev și fiecare școală s-a bucurat, s-a ducă toți elevii. Și știți dumneavoastră că s-a închis Tiseștiu, s-a închis Vâlcele, s-a închis Poieni, au venit toți elevii aici. Sigur că decizia nu ne-a aparținut nouă, ea s-a întâmplat în 2010-2011, dar, vedeți, mai bine transportam câțiva profesori la Poieni, la Tisești, acum trebuie să aducem sute de elevi în oraș. Să nu mai vorbim că s-au făcut aglomerări în aceste școli destul de mari și cei care sunteți mai vechi în Consiliu știți că existau dotări corespunzătoare și în aceste școli, mă refer Poieni, Tisești și Vâlcele. De aceea am mai preluat o activitate de școli, respectiv centralele termice, pentru că o perioadă cât au fost la des și am constatat că femeia de serviciu cea la școală și pornea centrală. Dar acum ne putem juca. Și atunci avem o persoană angajată în primărie care se ocupă de aceste centrale termice. Ele trebuie verificate ESCIR și trebuie să, acolo se poate depozita. Am găsit la o centrală, depozitat hârtie, carton și domnul Marcuși știa. Dar trebuie spăcute de versurile pentru față de Ministerul Învățământului în ideea de a aloca bani pentru mijloace de transport ca să mă afecteze de lucrări. Domnul Țuc, noi încercăm și acest demers și atunci am făcut la prefectură. Dacă a venit mașina, să ne dea și un post. Da. Vom încerca și acest lucru să-l facem, însă până la urmă, pentru câteva zeci de mii de lei, nu putem lăsa această activitate, știu eu, la demâna unui șofer sau, știu eu, acum cei privați răspund, dar și acolo trebuie să facem o verificare, pentru că îi vom chema și pe cei care au contracte private să nu facă ambițiile. Și vă dau câteva exemple. Nu trece calea ferată la păcuri pentru că nu vrea el, de ce să
treacă calea ferată, el ia de la șoseaua națională. Or, cred că decât să treacă copilul calea ferată, mai bine să duce microbuzul acolo. Și trebuie să ne ocupăm un pic de această problemă, că eu vă spun, școlile nu au capacitate, nu au cu cine să facă treaba asta. Și doi, sigur că suntem și noi interesați, nu avem o surpriză cu acest transport. De aceea, dacă tot am deschis discuția și cu microbuzul, face parte și în organigramă și acestea sunt explicațiile pe care le-am dat, dacă doriți și altele, dar centralele termice și cu transportul elevilor trebuie să rămână sub coordonarea. Hai să se ocupă de Ghiseanu, e inginer, e specialist, are un om care se ocupă numai de asta, cum este o avare la centrală, pe cheltuia la primărie, ne ducem, schimbăm tot ce se întâmplă. Și cu transportul elevilor la fel, trebuie să știi clar cine verifică acest microbuz dacă el pleacă într-o cursă, cine verifică dimineața șoferul dacă este îndeplinit aptitudini, să spun. Bine, mulțumesc. Dacă pe baza organigramei se asupra organigramei și a statului de funcție asupra mai sunt discuții, doamna Miri? Încerc să vă... Întrebarea domnului Moțu a fost, în organigramă a apărut un post de șofer. Dumneavoastră ne-ați explicat despre responsabil. Corect, legea care face acest responsabil. Deci, în organigramă a apărut postul de șofer sau de responsabil? Și una și alta. Șoferul, deocamdată avem un șofer transferat de la compania de utilități publice, este detașat, ca să putem începe această activitate. Este detașat la primărie și a luat un microbuz, dar vom organiza concurs. Săptămâna trecută am organizat un concurs și vom organiza unul și postul este de șofer. Cel care este, este un funcționar care era în primărie și care se ocupă de această activitate. Care avea și alte activități și a luat și asta. Nu înțeleg. Deci, acest microbuz există în proprietatea școlii 2. Da. Dar neavând în organigram și posibilitatea angajării unui șofer, această activitate s-a desfășurat. Da. Deci vorbim la trecut. Da. Un șofer al primăriei. Exact. Deci exista în organigram. Logic. Da. Și acum de ce apare? Acum cele pe la mașina nouă care a venit, are două mașini. A mai venit o mașină. Așa, da. De acord, de acord. A mai venit o mașină nouă. Așa, da. Avem un Fiat și acum ne-a sosit un Opel. Și pentru mașina nouă avem detașat. Nu, pentru că discuția, deci, următoarele punct era transferul unei mașini de la școala 2 la primărie. Exact. Deci exista acea mașină. Exista. Și problema se pune așa. Noi am vrut prima dată și pe asta să o transferăm noi la școală. Și am spus așa, că la școala 2 aveți mașină, dăm și la școala 1 mașină. Și a venit doamna Dumitării și a spus, doamne, dați, dar ce să fac cu ea? E greu pentru mine să mă descurc cu tot. Iar această nouă mașină care a venit, este venită... Este venită de la minister, prin transfer, direct la primărie. Vedeți că și aici a fost. Prima a venit pe școală. Da. Cred că și ministerul și-a dat seama că este mult mai bine să ajungă la primărie. Și a doua a fost transferată gratuit. Mai mult. Acum e nouă nouță. Mașină nouă. E specială pentru ele. Atunci, și mai e un lucru pentru care trebuie spune așa că legitimația sau șoferul trebuie să fie angajat la societatea care se ocupă de transport. Și ea trebuie să obțină licență. Și aceste condiții trebuie să ne respecte. Exact. Și nu puteam începe transportul până avem un manager de transport. Și acesta este domnul Frățilă, care a fost școlit, s-a dus și a făcut cursul și suntem în regulă cu toții, ca și cum era înainte, dacă ții minte, cum era la șef de bolan. Revizorul, ceva de genul ăsta. Da, persoană desemnată. Mai mult pentru manager de... Și doamne ferește, dacă se întâmplă ceva și nu ești în regulă, cu actele prima dată. Câți copii sunt transportați? Școlătoare 600? Cred că în total se transportă de 600. Cu total, pentru ambele școli. Să nu te sunt transportați 100 și ceva de copii la școală. Și ce se întâmplă? Gândiți-vă că într-o oră de la 7 la 8 trebuie să ajungă toți. Noi nu acoperim tot necesarul. Deci aici doar ce putem noi face cu ai noștri, dar pe Vâlcele a rămas descoperit. Deci, ca să știți, acest microbus va transporta Mosoare cu Rastănii. Și Poieni. Și Poieni. Poieni, Mosoare cu Rastănii. Păcuri, Poieni, Mosoare cu Rastănii. Vâlcele a rămas tot la o firmă privată. Iar cel vrei, Tisești, Gălean. Tisești, Gălean la școală. Vâlcele cu Dima. Cine? Domnul Dima. Dar aici școala a organizat licitația. Și poate știți dumneavoastră că a fost o conferință acolo, tot felul de reclamații. Dar vom vedea dacă ne putem și facem această activitate, să vedem cum
te putem implica cât de cât să verificăm și aceste mașini și curse pentru nu apară și cum vedem cum ne punem. Deocată, vă rog să, să aprobați așa cum am putut organigrama și cu... Posibil să vă rog, dar cât e procentul de cursul vacante din organigrama? Vă răspunde, bine răspunde. Până calculează. Mai e vreo mare de cuvânt? Mai doresc să vedem. Poate răspunde, e același ca anul trecut sau mai mare, sau mai mic? De ce nu fac la program de la... Până avem răspunsul exact, vă rog să supun la vot organigrama, dacă nu mai sunt vorbe cu vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu? Mulțumesc, cu unitate de voturi. Trecem la punctul numărul 5 și așa așteptăm răspunsul în continuare. Da? Acum, cât? Până ca face calculul exact în matematică. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern pentru asigurarea cofinanțării proiectului extindere și reabilitare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, conform articolului 8 aliniatul 1 din hotărârea de guvern 234/2015. Comisia economică a acordat aviz favorabil, unanimitate de voturi pentru a aprobat acest împrumut. Comisia juridică a avis nefavorabil cu 5 voturi împotrivă și 2 pentru. Și 2 pentru. Fac precizarea că, că în calitate de președinte a Comisiei Economice, acest împrumut a fost aprobat pentru ședința anterioară și a fost luat de la trezorerie pe un termen de 15 ani. Este un cuantum de 1.047.000 de lei, adică 10 miliarde de lei vechi, care reprezintă undeva la 5% din bugetul proiectului, vreau să spun din bugetul localității. Cam 5%. Dacă e, bugetul este de 140 ceva de miliarde, 7%. Este pe o perioadă de 15 ani, nu reprezintă o îndatorare foarte mare, crește, ar putea să ne spună efectiv doamna Ana Lichiseanu, la cât crește gradul de îndatorare a comunității, dar din cunoștințele mele nu este foarte ridicat. Domnul primar, dacă puteți să-mi dați și detalii până... Da. În ședința de ce? Iulie. În ședința din luna iulie, am venit la dumneavoastră cu un proiect de hotărâre de guvern să aprobăm partea de cofinanțare de la proiectul de canalizare. Cu acel proiect când am venit, dumneavoastră s-a votat cu majoritate, sigur a fost și atunci câteva voturi de guvern. Aș dori să explic încă o dată pentru ce sunt acești bani, pentru ce este făcut acest proiect. Deci investiția este de 12 milioane de euro, refer la canalizare și stație de epurare, iar unitatea administrativă teritorială Târgu Ocna are un procent de 1,87 din total investiții. 1,82%. 11%, 11,85% este bugetul de stat și 8,85% este contribuția CRAP-ului. 77,48% este grantul, deci fondurile care noi le-am rambursat de la Uniunea Europeană, din fondul de coeziune. Suntem astăzi, după eforturile pe care a făcut compartimentul de specialitate și trebuie să le mulțumesc, cu bani în cont. Acest credit s-a făcut la trezoreria statului și nu a fost ușor să-l obținem, pentru că nu dorim ca proiectul, care este cel mai mare proiect în oraș, proiectul cu extinderea țării de canalizare și stația de epurare, să se întârzie, datorită faptului că bugetul local n-a asigurat cofinanțarea. Suntem într-o situație destul de delicată. 30 noiembrie este termenul de finalizare a proiectului. De fapt, 30 decembrie. Dar din noiembrie lucrările nu se mai pot face pentru că vine frigul. Tot ceea ce nu s-a plătit în acea dată, rămâne sarcina Consiliului Local și a
companii regionale. În aceste condiții se va încerca să vadă cine nu și-a achitat obligațiile. La data când s-a aprobat în 2010 acest proiect, nimeni din Consiliul Local de atunci, sau poate a fost cineva, nu știu, n-a spus că nu avem nevoie de acest proiect. Și atunci, dumneavoastră, cei care votați împotriva astăzi, înseamnă că nu aveți nevoie de proiectul de extindere a rețelelor de canalizare în oraș. Pentru acest proiect este realizat în proporție de 60% la această dată. Din 54 de străzi, sunt 52 de străzi care se vor face. A rămas doar strada Costache Negri și Republicii, unde proiectantul nu a găsit încă soluția tehnică. Și acum, sigur, constructorul spune că proiectantul n-a dat soluția și există între ei o corespondență și va trebui să se găsească această soluție. Dar noi nu am dorit, și eu personal nu doresc, ca cineva să spună că proiectul a fost amânat pentru faptul că Consiliul Local nu a venit cu cei 1,82%. Și acum haideți să ne gândim un pic. Dacă cineva vine și îți face un proiect în care tu plătești doar 1,82% și nici aia nu-i dai din banii orașului acum, ci o să-i dai pe creditul care l-ai făcut pe 15 ani de la Trezoreria Statului. Nu cred că este o gândire corectă să nu aprobăm această sumă. Banii sunt deja veniți, doar noi ce facem bugetul, trebuie să trecem prin hotărârea dumneavoastră, prin hotărârea Consiliului Local, și să avem banii pregătiți, să facem adresa la proiectant, la constructor, Primăria Târgu Ocna și-a achitat obligația cu 1,82%. Cine nu și-a achitat obligațiile, vă răspunde. Răspunderea este foarte mare ca dumneavoastră să nu fiți de acord cu acest proiect de hotărâre, pentru că noi îl avem aprobat, s-a aprobat în ședința trecută. Principiul este că minoritatea se supune majorității și sigur că s-au făcut și în oraș și la întâlnirea care a avut loc la Casa de Cultură. Au venit câteva persoane și au întrebat pentru ce se face acest credit. Deci am mai explic o dată, este cofinanțarea orașului Târgu Ocna la acest proiect. S-a mai pus problema și acolo și vreau să explic și aici, că noi dăm acești bani crabului, că dăm Consiliul Județean, nu dăm nimănui. Toate aceste instalații, toate aceste conducte care au fost introduse în, pe străzile noastre și aceste stații de pompare sunt ale localității Târgu Ocna. Deci acești bani nu-i dăm nimănui decât orașului Târgu Ocna pentru aceste instalații. Și gândiți-vă că o asemenea investiție de 12 milioane de euro nu se putea face cu banii localității. Noi având, știți, 1 milion de euro venituri proprii, mai avem 1 milion de euro impozite defalcate și atunci, dacă trebuie să dai 2%, chiar cred că nu este regulă ca să nu se apropie această cofinanțare. Suntem într-o fază atât de avansată încât discuțiile cred că nu mai au sens acum, pentru că banii sunt în cont. Noi doar trebuie să se punem și, sigur, să condiționăm acești bani că nu vor fi cheltuiți decât la plata cofinanțării pentru aceste lucrări. Putem discuta de disconfortul creat de aceste societăți de construcții, mai ales acum după această ploaie, când toate drumurile sunt desfundate, sunt 24 de kilometri de canalizare. Sigur că putem discuta, dar nici nu se putea altfel introduce această canalizare decât prin săvăturile care se mulțumesc. Doamna Berivă. Domnul Trecă, creditul se face pe 15 ani cu trezorile și cu Ministerul de Finanțe, discutând de o dobândă de 4,5%. Cu ce girează orașul? Cu venitul. Bun. În clauzele contractuale aferente acestui master plan, dacă așa se numește, în condițiile în care noi plătim și ei nu termină. Dar nu se doar banii înainte. Îmi permiteți? Păi ați spus că sunt în cont, nu mă trebuie. Doamna Viri, sunt în cont, dar nu înseamnă că facem plăți. Deci când se face o plată, toate părțile face direct proporțional pentru situații lucrări încheiate. S-a încheiat 20%, plătește 20% Uniunea Europeană, bugetul de stat și bugetul local venit cu cota parte pentru ce s-a făcut. De ce nu am spus până la suma? Dar, dragi, nu se fac așa că banii din contul nostru pleacă în contul, știu, crapului sau privat. V-ați exprimat. Nu sunt în cont.
că sunt în contra, noi îi plătim, le facem adresă, noi v-am plătit. De aici voi răspundeți, nu ne scoateți. Noi putem plăti. Noi putem plăti orice stație de lucrări care apare. Discutăm despre un proiect care, așa după cum a precizat și domnul primar, a fost inițiat în 2010. Deci pentru 2016 sau înainte de cifra rezultările de acest proiect, se vrea asigurat cu finanțare. Am văzut că în bugetul de anul 2016 au fost alocați bani pentru această cofinanțare la proiectul extindere de reabilitare de țări de apă canalizată. Pe rectificarea de buget de astăzi, am văzut că o parte, banii care erau destinați pentru această cofinanțare se îndreaptă într-o altă direcție. Îmi pun întrebarea în condițiile în care avem un împrumut de vreo un an de zile făcut, pe o perioadă de 25 de ani. Mai venim cu un împrumut. Oare trebuie neapărat de fiecare dată să-i lăsăm pe alții să plătească în condițiile în care putem rezolva problemele așa cum de fapt au fost prevăzute la înaintea anului bugetar cu partea de finanțare. Numai așa pentru că statul a oferit o șansă pe acea hotărâre de guvern de a putea împrumuta niște bani care să facă obiectul unei astfel de cofinanțări. Deci nu ne-am descurcat cu banii care erau prevăzuți și gândiți din stat pentru asemenea cofinanțare. Așa mai apare peste o lună de zile sau până la sfârșitul anului încă una, două hotărâri de guvern că mai putem face alte împrumuturi pentru alte genuri de zone cofinanțări pe care să le returnăm nu știu cât de vreme. Dar asta nu ne ajută cu nimic în sensul că au fost bani aruncați acestei cofinanțări. De ce nu s-a respectat destinația acelor bani? În începutul anului, dacă rețineți în buget, a fost asigurată suma de 100.000 de lei pe finanțare, deci nu întreaga sumă. Am prevăzut-o pentru că nu am avut de unde să prevedem întreaga sumă, care v-ați văzut că este de 100.000 de lei. Acum, cred că este normal și corect ca să facem un credit, pentru că de această canalizare vor beneficia și copiii noștri și atunci să plătească investiția pe care o facem. Și tot acești bani care au fost, tot acel credit care a fost făcut acum 10 ani, a fost făcut tot pentru investiții. Deci creditul nu se pot face decât pentru investiții. Și dacă vă mai amintiți atunci, din acel credit am făcut încălzirea la școli și am făcut foarte bine. Am făcut cele două centre, cofinanțarea, tot așa, de 6-7%. Deci toți acei bani au fost dat pe cofinanțări la proiecte. Și atunci cum să nu vii tu cu 1,82 când cineva îți vine cu 98 de lei, 1,3? Eu cred că este mai mult decât bine. Dacă noi am o trebuie de guvern asta, ce făceați noi? Ce făceam noi pe partea de cofinanțare? Noi am o trebuie de guvern, avem posibilitatea să facem rețetă. Atunci făceam rectificare de buget. Făceam rectificare de buget și această sumă, ca să dau explicații domnului Luțu, care a sesizat foarte bine. Suma care a fost prevăzută, este prevăzută pentru centrul orașului, deci tot pentru investiții. Am luat din altă parte și am dus acolo. Eu cred că este foarte bine să obții un credit cu 4,5% de la trezoreria statului, de dobândă fixă. Și eu vă mai spun ceva, totdeauna, spre sfârșitul anului, când am avut credit de la trezorerie, pentru că am mai avut și acum 2 ani de zile, credit la trezorerie și dobândă a fost achitată tot de trezorerie, da? Asta e dacă avem un noroc. Și știți, master, că spre sfârșitul anului s-au făcut și compensări pentru datorile care sunt. Deci eu cred că este cel mai bun credit pe care puteam să-l facem și eu vă spun că am reușit foarte greu să obținem acest credit pentru că sunt multe primării care doresc acel credit și nu pot să-l obțin. Și noi după ce l-am obținut să spunem că nu suntem de acord cu el să-l cheltuim pentru scopul pentru care l-am obținut, nu cred că este normal. Eu, dacă credeți, la fost o două vorbe pe viețul ăsta, l-am stabilit că și în ședința de acum două luni, în iulie, când s-a pus problema împrumutului și atunci am spus același lucru.
Noi putem să strângem culeaua foarte bine, nicio problemă. Când faci un proiect de buget la începutul unui an, poți să-ți prevezi în el diverse finanțări. Dar ar fi mare păcat să strângi culeaua și să iei de la alte capitole din buget, de la străzi, de la, știu eu, pentru câini, de la adăpostul pentru câini sau alte și alte activități, și să finanțezi o activitate pentru care poți primi niște bani pe baza unui credit foarte avantajos. În condiții de 15 ani, în condiții unei dobânzi fixe de 4,1%, gândiți-vă, cei care aveți câte cât de a face cu sistemul bancar sau cu sistemul de împrumut, nu este ușor să faci rost pe piață actualmente de un credit mare și în condiții astfel de avantajoase. Toată lumea, toți patronii, toți investitorii doresc să-și ia și umblă după bani și ca să facă investiții și ca să-și maximizeze în condiții cât mai bune. Cred că am făcut o mare greșeală din punct de vedere economic, să nu speculăm la astfel de oportunitate și să refuzăm luarea unui astfel de credit și să fim nevoiți. Și să fim nevoiți, de exemplu, la anul, peste 2 ani, peste 3 ani, să cheltuim pentru străzi sau pentru altceva, pentru dezvoltarea orașului, din alte surse de finanțare sau să stăm cu ele desfundate, așa, în continuare. Deci eu zic că ar fi o greșeală, mai ales cu atât mai mult, cu cât gradul de îndatorare a Consiliului Local a Comunității nu este foarte mare. Am pus întrebarea anterior și nu mi s-a spus exact cât este gradul de îndatorare, dar știu că oricum mai avem, stăm bine cu gradul de îndatorare. 17,9% 2015, 17,59% 2016. Cât reprezintă la sută din bugetul local și până la cât putem să ne ducem maximul la care ne-am putea îndatora? 17% reprezintă cuantumul ratelor dobânzilor și comisioanelor în total venituri proprii. 17%. Iar maximul de îndatorare este 30% pe legea finanțelor. Deci suntem undeva un pic mai mult de jumătate. Având în vedere că sunt foarte multe localități care se apropie de acest maxim de îndatorare, alte localități. Și doresc să vă spun că au fost foarte multe localități care au solicitat credite și nu s-au aprobat pentru că nu puteau garanta cu veniturile. Noi am obținut aceste credite pentru că se fac niște calcule de către cei care oferă creditul și ei trebuie să fie convinși că localitatea poate restitui aceste credite. Iar Târgu Ocra este o localitate de dezvoltare care prezintă siguranță și credibilitate pentru bănci. De aceea ne-a fost acordat creditul atât de repede. Dacă o să mai vrem să adresăm alte proiecte la care va trebui să facem cofinanțare, vom face alt credit. Vom face alt credit, dar trebuie să ținem cont de faptul că avem niște datorii pe care trebuie să le plătim prin diverse, la diverse agenții economici, mă refer la CRAB, la Gen Suciu și nu știu mai care alți terți, care la un moment dat s-ar putea să ne pună în situația să fim executați într-un fel și mă gândesc de unde luăm bani. Avem datorii de așa ceva? Sau nu trebuie să-i plătim? Nu știu la cine vă referi. Mă refer la datoria care avem față de CRAB, ăștia încep să ne execute, nu? Care sunt? CRAB. Da, nu știu, dar această datorie știți că s-a făcut în 2010, când s-a făcut cerea dumneavoastră și noi o plătim acum. Dar dacă vreți să vorbim, într-adevăr, o pagubă în bugetul local este acea datorie la CRAB, care o plătim acum cu dobândă și cu executor și debitoresc, care s-a făcut în 2010 când s-a dat apa. Dacă vreți să vorbim de o chestiune iarăși greșită, este că plătim 500 de milioane la rezervorul de apă care trebuia predat la CRAB în 2010 și nu s-a predat și noi plătim chiria și ei predau. Deci nu s-a predat lucrul primar. Dumneavoastră v-ați dus la APEA cu cerere prin care a solicitat că orice este deținătoarea acelei suprafețe de teren și să nu facă transferul pentru că... Dar are nicio legătură APEA cu transferul terenului. Deci este o mare greșeală. Să transferi un rezervor de apă către o societate și să rămână chiria la teren de 500 de milioane locuri silnic. Aici este o mare greșeală. Toate documentele să facă transferul de teren. Și dacă ați făcut greșeală, ați făcut în perioada când ați fost noastră aici. Noi îi răspundem pentru ceea ce facem și eu vă spun că tocmai pentru faptul că v-ați erijat în președintele 8-i Târgu Ocna
Salina, și ați făcut toate demersurile să ridicați acel transfer. De ce, ce treabă are opta composesorat cu contractul făcut între rezervorul și a... Haideți să greșit. Deci trebuia să dați și chiria la rezervor. Nu-i posibil ca Crabu acum are rezervorul și încasează bani și prima dată Bogna să plătească 500 de milioane pentru rezervor. Și dacă vreți să mai spun... Acord, responsabil să iei primarul care a fost înainte și cel care-i tu, bun. Și acolo. Păi dumneavoastră ați fost viceprimar. N-am fost primar. Ați fost viceprimar și ați fost cel mai mare greșeli care le-ați făcut. Și stația de gaze de la Poen, tot așa ați dat-o, printr-o semnătura dumneavoastră. Dar haideți că nu discutăm acum asta. Eu vă spun că este un credit pe care localitatea, primăria poate să-l achite și este foarte bine ce am făcut și vă spun că dacă erau probleme, nu ne-a asigurat acest credit în două luni. Și vedeți și dumneavoastră câte primării au solicitat creditul și este o comisie la nivelul Ministerului Finanțelor care aprobă aceste credite și acum dacă domnul Nuțu avem bani în cont, poate deși n-au reușit să facă ce am făcut noi, dar dacă avem bani în cont, dumneavoastră trebuie să faceți următorul lucru. Ei sunt în cont, îi includem în buget și plățile se fac așa cum a indicat problema doamna Biri foarte bine. Facem direct proporțional cu lucrările care s-au făcut și fiecare își dă cofinanțarea. Însă nu putem noi să fim acuzați că nu am avut cofinanțarea asigurată. Domnule primar și domnul consilier, nu cred că există un consilier local, doamnă și domnul consilier, care este împotriva investiției canalizare. Se confundă una cu cealaltă. O parte dintre noi, consilierii, suntem împotriva unui împrumut. Nu neapărat să nu realizăm aceste investiții, să nu se facă confuzia asta. Noi vrem să se facă investiții, dar nu vrem să ne îndatorăm mai mult, ca după noi potopul sau... Deci avem acel grad de îndatorare care spunea doamna contabil, șef de 17%, plus acele eventuale datorii care le avem în față de CRAP și care sunt în executare și noi vrem să se realizeze aceste investiții, dar cu mijloace proprii. Orice împrumut, indiferent cât ar fi dobânda, cum spuneți dumneavoastră, 4,5% pe 6 ani, sunt undeva dobânzi care aduc pierderi pentru bugetul local. Așa că, indiferent cum va vota Consiliul Local, cetățenii să înțeleagă că Consiliul Local vrea să investească, dar nu este de acord cu împrumut o parte dintre legea asta, înțeleg. Domnul Soanță. Părerea liberală cu două luni a fost împotriva contractării acestui credit. Argumentele rămân valabile. Prin să reiterez ideea că nu suntem împotriva acestui proiect, chiar pentru că a făcut acum vreo 20 de ani, în discuția de asfaltarea străzilor Vâlcele, Bisești, Gălean, investiția s-a făcut mai ieșit, s-a făcut mai repede, pentru că întâi fac canalizarea și ceva. Noi erau probleme și pe urmă am salteze. Nu suntem împotriva acestui. Vede numai că nu suntem împotriva acestui proiect, repet, dar suntem împotriva acestui credit, pentru că deja gradul de îndatorare, chiar dacă nu-i mare, dar trebuie să vă amintesc că se plătește o rată de aproape 1,5 miliarde lei vechi pe lună. Deci, practic, în fiecare lună noi puteam asfalta câte o stradă numai din rată, dobânzi și comisioane bancare. Dacă vi se pare suma mică din lea jumate plătită deja lună de lună de atâți ani și mai putem adăuga încă 50.000 sau cât ar mai fi rata asta, deci cred că se ajunge la limită cu lichidități și cu situația. Există, cum s-a mai spus, acest proiect de 4 ani de zile, de 5 ani de zile, practic banii, dacă folosim de surse proprii, vom putea accesa altă dată un credit mai ușor, care chiar cred că va fi și mai mare ca să asfaltez toate străzile în urma acestei operații de aceste lucrări de canalizare, cred că trebuie sume mult mai mari decât aceste bani. Și atunci trebuie să fim cât mai eligibili. Cam asta ar fi. Deci nu văd ce a putut interveni în două luni de zile să ne schimbăm părerea, mai ales că nu există un boom economic, nu în Târgovna, nici în, din păcate, nici în țară. Situația este cum este și asta să... Deci eu ce opțiune îmi mențin postul de două luni de zile. Da. Da. Super explicație, domnul Andrei. Poate identificați dumneavoastră 10 miliarde din buget ca să-i putem pune cofinanțare. Ia vedeți, uitați-vă în buget și dacă găsiți o sursă de 10 miliarde,
suntem de acord să o punem. Aveți bugetul în față și vedeți. Noi suntem puși în situația în care creditul a fost aprobat de Consiliul Local. Puteați să ne criticați acum dacă nu reușeam să-l și accesăm. Noi acum avem bani în cont, avem creditul aprobat și suntem acum, nu știu cum să spun, la data când am aprobat acest proiect, se știa clar că primăria s-a angajat cu 1,82%. Acum ce să spunem? Că vrem proiectul, dar nu vrem 1,82%. Păi ce vrem? 1,82%. Vreau să spun că sunt buget la început anului 10. Da, și n-am avut de unde, n-am prins. Am prins un singur miliard, domnule. Uitați-vă, că n-am avut de unde. N-am avut de unde. Și trebuie să terminăm și centrul și celălalt. Uitați-vă în buget și eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Că dacă identificați o sursă în acest an de 10 miliarde în buget, haideți să rectificăm bugetul și să vedem de unde luăm și punem să avem cei 10 miliarde. Eu am crezut că dumneavoastră ne felicitați că a reușit în două luni să-și accesăm creditul. Pe care dumneavoastră l-ați aprobat și ne-a spus executiv, treci și fără de bani. Asta e problema. Da, l-a aprobat Consiliul Local în ansamblu său. Păi, dar de acord că l-a aprobat Consiliul Local. Și dacă Consiliul Local l-a aprobat și noi am trecut să punem la îndeplinire hotărârea Consiliului Local, că asta e prima sarcină a primarului. Și acum venim și vă spunem, uite, domnule, banii sunt în cont de la acel credit. Acum hai să trecem prin buget și dăm destinația în proiect. E posibil din el să consume o jumătate, să consume un sfert, nu știu cât se va consuma din el. Dar el trebuie să fie acolo și să anunțăm pe toți cei ceilalți colaboratori, respectiv consultantul, proiectantul, constructorul, primăria Târgu Ocna poate să asigure angajamentele pe care le-a făcut la acest proiect. Iar toți ceilalți care nu ați respectat sau nu respectați, e treaba dumneavoastră. Așa se pune problema. Și deruta asta că facem credite, că datorăm localitatea, nu este corectă. Pentru că au avut și acum 2 ani credit. Și am zis că am achitat-o de la Ministerul de Finanțe. Într-un an de zile l-am achitat. Și la Trezorăria Statului sunt niște condiții pentru credite acceptabile. De aceea, eu cred că este mult mai bine ca banul nostru să-l folosim și la celelalte investiții și o să vedeți dumneavoastră unde sunt și să putem lua bani din acest credit și să plătim cofinanțierile la acest proiect. Lucrarea nu va fi gata până la 1 noiembrie. Nici banii nu se vor cheltui. Nu trebuie să-i dăm. Păi nu-i dăm, sigur că nu-i dăm. Nu, doar noi atâta spunem, vă rog să verificați că noi avem banii în cont. Și în funcție de lucrările care se fac, le putem plăti cofinanțierile. Nu, nu frumos, nu aprobăm bugetul, dar avem bani în cont. Este exact cum am luat banii din caserii și se duce din cont. Cred că este un pic de confuz. Sigur. Noi am aprobat în luna iulie împrumutul. Da, noi am aprobat, practic, bugetul unde se duc acești bani. Și unii alocăm și cum îi alocăm. Dacă schimbam destinația, era un motiv de discuție. Nu mai reaprobăm o dată. Sigur. Pare să aprobate. Am depășit tărul pe alea. Vă rog, dar bine, după care vă rog, deci noi suntem în situația acum când ne-a făcut în ciorbă și suflăm în ea lui. Așa. Deci s-a făcut un credit și o investiție acum în an de 4 milioane, 5 milioane de euro când s-a făcut celebru ansamblu Parc Mădura și la care s-au plătit chirii, s-au plătit dobânzi, s-au plătit rate și așa mai departe. Și acum fiecare, normal, trecând și prin perioada de criză când toată lumea a fugit de credite, deci nu faptul că am găsit acest credit în 2 luni de zile reprezintă un efort fantastic, pentru că toată lumea probabil la ora actuală ia credit, numai că nu mai vrea nimeni să-l ia. 2 la 1. Dobânda de 4,5 nu este excepțională, este o dobândă normală de bancă comercială. Deci nu este cu nimic mai mică decât dobândul din băncile comerciale. Dar, într-adevăr, creditul respectiv a fost aprobat, iar noi aprobăm acum folosirea acestui credit ca lămurire. El funcționează ca o linie de credit sau funcționează ca credit de consum? Ca o linie. Dacă funcționează ca o linie de credit, avem atunci că plătim pe parcursul executării și atunci nu plătim dobândă decât la sumele folosite. Exact. Dar în același timp, suntem puși în situația în care, deci când s-a adoptat proiectul pe pasajul pietonal, s-a prevăzut un proiect într-o sumă de. Deci pe cât a fost suma inițială acestui pasaj pietonal? Nu vă pot spune exact, doar ce vă pot spune, că proiectul inițial, prevedea doar partea de carosabil și el a fost extins apoi până la fundațiile blocurilor,
Și s-a modificat puțin, în sensul că n-am mai pus acele pișcoturi, acele pavele prefabricate și s-a pus înapoi piatra cubică, deoarece ați văzut și dumneavoastră că în 4-5 ani... Proiectul inițial ce vă pot spune valorile, vă pot spune la ședința viitoare care a fost valoarea inițială și ce a fost suplimentat de acele lucrări suplimentare. Deci valoarea nu s-a modificat, ce a fost atunci a rămas același lucru. De ce au fost și discuțiile cu constructorul? Pentru că la data când a licitat, avea anumite prețuri pe stâlpi, bălci și pe manoperă. El trebuie să meargă cu aceleași prețuri pentru că nu se poate modifica nimic. Au fost niște lucrări în plus care au fost făcute. Bisericii, extinderele alea care s-au făcut acolo și care au valoare, nu pot spune. Abia aici apare și contradicția versus banii cheltuiți, suntem puși în situația de a lua credite și așa mai departe. Pentru că exista un proiect pe care noi îl modificăm și aduce cheltuială în plus. Dar la modificat pentru că centrul orașului... În principiu, ție chelule ce trebuie, etichete de mărgăritar, doamne. Deci, în loc să mergem pe acel asfalt care era turnat acolo și veneam și în frumusețeam ăsta, noi am scos asfaltul pe care am cheltuit în 2004. Asfaltul. Deci nu a avut termen de amortizare. L-am scos, dă-i o cheltuială în plus, punem pietre, cumpărăm, căutăm pietre, manoperă și așa mai departe. Mergem cu extindere pe curtea bisericii, mergem și dărâmăm castroanele care au fost modernizate tot în 2004 și când plângea lumea și unde-s castroanele, n-a castroanele. La ora actuală suntem în situația în care n-avem nici parcări, n-avem nici pe unde circula, nici în incintă nu sunt rezolvate parcările pentru că s-a făcut pasaj pietonal în față. Și noi am dublat cheltuială. Pentru că țin minte că era discuția de un 5 miliarde și la ora actuală ajungem la 15, mi se pare. Nu vă pot spune exact, dar acest proiect rezolvă exact ce rezolvă celălalt. Parcările, și o să vedeți că se vor face parcări de jur împrejur acolo, constructorul a venit și veți vedea la final că rezolvăm aceste probleme, că n-a rezolvat celălalt proiect. Până când vom rezolva terminarea acestui pasaj și a centrului, da, verificați că în zona fostului fisc se mișcă toate pavele. Deci, lucrarea a fi recepționată și ne va corecta. Deci va trebui să mai cheltuim ca să reparăm, pentru că a durat prea mult până s-au definitivat. Și veșnica problemă. Dar vom face din nou credite, pentru că n-avem grade datorare decât 17%. Creditul nu se face pe centru, se face pe... Eu aș dori să vă citesc din această hotărâre numărul 4358 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Și această comisie, constatând că documentația a fost completă și că întrunește condițiile de acordare, dă avizul favorabil pentru contractarea împrumutului, potrivit deliberărilor consemnate în procesul verbal din 7 septembrie. Și, sigur, se avizează favorabil contractarea de către orașul Târgu Ocna în împrumut în venituri de. V-am lămurit și cu linia de credit, plătind dobândă pentru ceea ce tragem, dar în faza în care suntem acum, este corect și normal să aprobăm bugetul, cu condiția care a spus-o și dumneavoastră, atunci când trebuie să venim cu 1,82% cu finanțarea noastră pentru lucrările care sunt, noi să le putem plăti și să nu apară că obligațiile asumate de Târgu Ocna nu sunt mai tari. Și mai îndrăznesc o întrebare, că toți suntem la capitolul investiții. Acum, în ședințe, noi am aprobat asfaltarea unor străzi pe etape, da, și așa mai departe. Dar ați tot reușit în două luni de zile să luați un credit în câte luni? Aici, sigur că am luat acest credit, dar acolo este pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Avem, prima dată ați aprobat 4 km și apoi mai avem încă 4 km, străzile le știți. Spre Salina, Vasile Alexandrii, Avrameacu și în al doilea proiect avem Căptan Bușilă, Vișoara, Gălean. Am primit banii pentru proiectare, poftim? Și de băcari, da. Am luat și tot. Da. Am primit banii pentru proiectare. Suntem în faza de efectuare a licitației pentru constructor. Am mai primit acum toți banii de acolo, îi primim de la guvern. Și guvernul se pare că a finanțat acum, avem iarăși, cât avem, 170.000? 170.000, vom urmează licitația și funcție de banii care primim, vom efectua și aceste lucrări. Proiectul este 2015-2016. Poate reușește până atunci, onoare executivă, să pună niște pietre și la intrarea pe Tăbăcare, pentru că deja este gaură. Da. Nu, suntem la capitolul. Am înțeles la investiții.
Acum, după aceste ploi, sunt foarte multe străzi care sunt distruse. Am avut și dimineața o discuție cu constructorul. Cât este umed și plouă, nu pot să pun nimic, dar imediat după ce termină, vom încerca să reabilităm un pic străzile, pentru că arată ca după bombardament și ales pe fiecare dreptate. Dar acest proiect master plan cu reabilitarea nu presupune și asfaltarea? Sigur. Master planul presupune aducerea străzii în faza care a fost. Deci nu dar aș dori un nou credit de asfaltare. Nu. Îl aduce. Deci unde a fost pietruit și dacă tot vorbim de investiții, dați-mi voi să vă spun și problema cu drumul județean, despre care discutăm de mai bine de 5 ani. Luni am avut ședința cu, la primărie cu proiectant canalizare, constructor canalizare, diriginte de șantier canalizare, constructor drum, proiectant drum, diriginte drum. A apărut o problemă, deodată ai impresia că lucrurile sunt atât de încurcate, încât dacă l-ar încurcat cineva nu este atât de încurcat. Ce se întâmplă? Cel cu canalizarea, după luni discuții, a înțeles să recepționezi parțial o stradă și o toată lucrare. Spune, nu, domnule, recepționezi tot orașul, nu poți să fac recepții parțială pentru strada Galeanu, unde vrei dumneata să torni asfalt. Am reușit să convingem să recepționezi parțial. A venit, a fost în teren și a constatat că acolo unde s-a introdus conducta, sunt niște tasări la balast. Și angajamentul constructorului de la canalizare că rezolvă acele tasări. Și și-a asumat și răspunderea că dacă pe asfalt apare tasări, rezolvă el problema. A apărut o altă problemă, în schimb, la care nu s-a gândit nimeni. I-au tăiat căminele la nivelul balastului. Mai vin 18 cm de asfalt. Cine ridică căminul la cei 18 cm? Pentru că proiectantul de la drum ne-a spus, dar am prevăzut atunci, nu era când a făcut eu proiectul căminului. Și sunt tot felul de discuții. Va trebui să găsim o soluție până la urmă și la acest drum. Noi sperăm ca în această toamnă să se asfalteze și drumul. Că pe bună dreptate și cetățenii spun, doamne, sunteți bolnavi. Puneți asfaltul unde nu e nicio casă, respectiv de la fostul IASE până la prima casă, și unde sunt casele și noi stăm în noroi, nu puneți asfalt. Ce să mai înțeleagă bietul cetățean? Dar acestea sunt problemele. Luni a fost aici toată lumea. Și a zis, doamne, trebuia să vă gândiți că de-aia plătim și consultant, și proiectant, și tot ce acolo. Cam asta e și cu drumul de acolo. Am și vreau să vă mai explic ce se întâmplă. De ce apare această nemulțumire totală în rândul cetățenilor canalizare. Pentru că luăm o stradă, da? Prima dată facem o traversare pe mijlocul străzii și introducem conducta principală. Stăm o lună de zile, până îi fac probe, până... Și peste o lună venim și luăm traversala. Și tăiem strada iar în 10 locuri pentru fiecare casă unde punem în față cămin. Nu este altă tehnologie. Sigur că mulți cetățenii au spus, doamne, dar de ce nu e o stradă ca un om sănătos și normal și ești? Fă-i toată treaba la strada asta și pe urmă treci la alta. Ei sunt cu echipe diferite, constructorul. Și încearcă să facă cât mai mulți kilometri. De aceea apar aceste probleme că durează din toamnă până acum aceste canalizări și sigur că după ce termină apar alta și tot așa. Însă până la urmă se va finaliza cu toate necazurile care sunt. Pe toate străzile și apar probleme. Acum încep stațiile de pompare, ca să vedeți, trebuie să le introducă la 5 metri, 6 metri. Le-am văzut și eu, introduc acele tuburi de beton, acolo vor intra stațiile de pompare, sunt stații moderne care vor funcționa, nu mai discut și la Salina, pe drumul ăla unde mai vine și stația de pompare acum. Trebuie să suportăm toate aceste necazuri, pentru că nu este altă metodă de introduce canalizarea decât așa. Mulțumesc. Domnul Boscăriță. Da, domnul primar, ați punctat foarte bine faptul că orașul de Gomna arată ca după bombardament. Corect, da? Mai ales că mai ales ce? Am fost, știți că am pământ în fundul cartierului, am fost acolo, mi-a luat mașina în două. Eu merg o dată săptămână, dar săraci care merg în vacanță, ce fac? Ideea e, știi, că banii, ia locul, să spun, 10 miliarde, față de 480 de miliarde de lei vechi, cât costă proiectul ăsta de canalizare. 27 km ți-am băgat în pământ, cam mult, eu cu banii nu făceam în oraș. Una la mână. Deci ideea este că ar trebui un pic ăștia de la grab, care sunt dracu pe pământ, ne pun să plătim și apă și avem o grămadă de contracte cu ei, care au fost făcute la modul eronat. Deci oare nu s-ar putea găsi arde cu jocul lor? Dom'le, dacă garantează societatea grab că termină în timp util, noi suntem de acord, 10 miliarde. Dacă Uniunea Europeană a dat 480 de miliarde, că-s bani, doamne, e greu numai să spui, dar să-i nume. Dom'le, ar trebui să lucrezi mai cu grijă, vă rog eu, să-i scuturați, să-i
îi luați, îi păr dacă au, dacă nu au, le dați și eu Dorin Pont, că e cel mai numerit. Deci ar trebui să lumezi mai cu grijă, să se grăbească, lumea să se trată, e disperată lumea, vă spune, și pe Galean, și pe tot orașul. Deci, atât am de spus. Ar trebui băgat în priză mai mult. Ca furnicile ar trebui să umbli. Nu se mai poate, lumea nu mai zice. Mai sunt oră de cuvânt pe... Am reținut, domnul. Dacă nu mai sunt, îmi exprim o ultimă credință ca principiu economic și pe asta voi milita că voi trăi. Deci cheia dezvoltării unei localități sunt investițiile. Pentru investiții ai nevoie de bani și în condițiile în care găsești finanțare cu împrumuturi ieftine este de lăudat. Investițiile aduc locuri de muncă, aduc rostogolește Moldova economiei și banii produc bani. Vă supun la vot pe subiectul acesta proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului împrumuturi intern și așa mai departe. Cine este pentru? Vă rog, mâna sus. Cine este pentru? 6, 7, 8, 9, 10. Doamna Stăvărnici? Da, să mă stăvărnici, da. Nu, deci 10. Cine este împotrivă? 4 voturi împotrivă. Cine se abține? Nu este pentru să nominalizez. Deci doamna Stăvărnici, domnul Panțelu, domnul Antrochi și domnul Mânuțu împotrivă. Da. Domnul Drăgănuță se abține. Și sunt 15. Deci, cine nu știe? Domnul David și nimeni mai este? Nu, 16 de vot. Cine nu știe? Înseamnă că toți ceilalți sunt pentru. Deci, votul e împotrivă. Domnul Nuțu, doamna Scăvărnici, domnul Panțelu și domnul Antoghe. Abținere, domnul Drăgăruță, ceilalți consilieri sunt pentru. Bine, banii s-au lăcat, dar trebuie dată ce-i pentru, 4, motivă și o abținere. Și o abținere. Deci, proiectul de hotărâre s-a adoptat. Doamna Aghine, vă rog. Nu, dar. Și votez pentru. Celelalte puncte rămase, eu îmi dezbate la ordinea de zi. Deci, mă consilieri, dar altă de celelalte. Vot pentru din partea doamnei Bine. Trecem la subiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Comisia Economică a avis favorabil și comisate de voturi. Alte comisii? Am mai avut, nu știu ce sunt. Rectificarea bugetului local. Dacă nu sunt, vă rog, discuție. Nu am fost la ședința viitoare, dar n-am puțin. Nu are nimeni rău. Nu aveți o comandă. La ședința viitoare să vă mulțumesc. Dacă sunt alte lor de cuvânt pe aceste subiecte, rectificarea bugetului local. Dacă nu sunt solicitări, atunci să pun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de vot. Mulțumesc. Bravo. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 193 de metri pătrați, a terenului locuințe situate în orașul Târgu Ocna, Bulevardul Republicii, numărul 21. Comisia Economică a avis favorabil, unanimitate de vot. Pentru. Alte comisii. Comisia Juridică la vot? Nu. Doar de cuvânt? Discuții? Toată lumea a înțeles despre ce e vorba. Atunci o să fac o scurtă precizare. Doar este vorba de terenul de aici, de pe Republicii, 193 de metri pătrați. A fost o evaluare făcută de domnul evaluator Bodrum, Sterian, în care s-a desprins suma aferentă în valoare de 37.000 de lei aproximativ, care reprezintă cam 45 de euro pe metru pătrat. Tot 36. Am făcut. Un alt lucru de precizat era că această valoare este valoare de pornire la negocierea directă. Este vorba de negociere directă. Doamna Bini, vă rog. Deci, prin vorba de caz particular, vorba de terenul de subcasă, este logic să meargă prin negociere directă.
ceea ce se numește valoare de pornire. Să se respecte și să meargă crescător, dar nu este cazul pentru că e negocierea directă. În același timp, aș vrea să fie făcută publică această posibilitate, pentru că nu știu să dau cazuri concrete, dar cred că mai sunt în orașul Târgu Ocra persoane care au terenul de sub casa al primăriei și care pot, prin această formulă, să-și legifereze situația patrimonială. Și ar mai fi o chestie de amănunt, pentru că s-a spus în felul următor, s-a făcut evaluarea terenului de către domnul evaluator Bodrun. Ideea este, pentru ce ne mai puneți să aprobăm dacă dumneavoastră faceți deja cheltuielile, în condițiile în care Consiliul Local spunea nu aprobăm cheltuiala cu această evaluare, de ce nu era suportat? Ați aprobat deja într-o altă ședință de Consiliul Local, doamna Miei, vânzarea terenului. Și atunci noi acum ce? Și acum însușiți raportul de evaluare. Așa spune hotărârea. Consiliul Local își însușește raportul de evaluare tocmai de evaluator. A, da. Scuze-mi, urmă, nu mă spun, vă rog. Am și eu discuț un cuvânt, tata nu a putut veni, eu sunt picat în sub, vă rog. Numai un pic, o să vă dau cuvântul, după ce trebuie în urmă, dacă mai este gen lucrul de parte și după aceea o să facem prezentările, dacă mai sunt și alte lor de cuvânt. Deci dacă noi, de fapt, aprobăm raportul de evaluare, nu e niciun fel de problemă, deci nu se aprobă vânzare. În situația de a aproba niște cheltuieli făcute. De aceea ne luăm măsurile de precauție. Ai doar de cuvânt? Doamnă, vă rog, prezentați-vă și sunteți că ne-ați spus. Vreau să spun ca domnul Nestor, pe care Sam, cred că știi, că ea nu a spus venit la ședința dumneavoastră. Problema este, doamnă Miri, noi suntem în legătură cu domnul primar de atâta timp. Cerim de atâta timp evaluarea Pământului, cadastru a fost chestia să plătească, dar nu s-a făcut din primărie. L-am putut noi, evaluatorul, dacă era, noi am venit, am zis, măi, nici parte din partea primăriei a făcut și noi o evaluare făcută de un evaluator contabil, nu noi, de un expert, este dată domnului primar. Deci, domnul primar și atât consilierii toți, patru noastre, sunt mai puțin în măsură că sunteți informați mai puțin despre ce să vă zic, dar toată lumea din consiliu știe situația care este. De asta am venit, am înțeles că domnul evaluator a primăriei i s-a evaluat unul la 37, 40, 45, exact, nu știu, n-am fost chiar atât de atentă. Așa. Evaluatorul care nou s-a făcut evaluare Pământului, l-a scos, nu el, că doar el îl scoate din buzunar, prin notariat, prin diferite puncte unde el s-a informat cu el și toate alea, la 12 sau 10 sau 11, maxim până la 15 euro. Acum, având în vedere și faptul că părinții mei nu stau de un an, de 2, de 5 ani, de 10 ani, stau de peste 30 ceva de ani și au fost chiriași și au plătit chiriile la timp și așa mai departe. Deci nu ne chinuim de un an, doi. Să spui, măi, eu am dat mare asta de 3 ani de zile și vrea pământul sub casă. Și nu vrem pământul, nu ne s-a aprobat la primărie, că vrem pământul și de celălalt partea casă. Deci pământul e efectiv de sub casă. Asta nu e la mult. Și mulțumim domnului primar că a fost de acasă și nu a înțeles situația.
Care este solicitarea dumneavoastră ca să înțelegem? Solicitarea mea este că, după părerea mea, având în vedere că consilierul care, evaluatorul care este angajat al primăriei, a scos la 30 ceva de euro, 4 de euro, cât a specificat? 36 de euro. Deci diferența dintre 36 și 15 euro care s-au făcut cu alte evaluări, este un pic diferență. Da, bun. Domnul consilier dorește să dea răspuns la timp care e procedura legală și mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul președinte. Ce facem în situația asta, că noi vrem să le vindem prin un preț și ei ar vrea alt preț? Păi vor fi nemulțumiți, adică trebuie să... Dar deci acum este de competență. Da, exact. Deci nu mai este de competența Consiliului Local. Pentru că noi putem aproba să vândem, să vindem. Deci ei aprobă această excepție pentru că e vorba de terenul de sub casă. Dar versus ceea ce se numește valoarea expertizării, nu mai are nicio, atât poate Consiliul Local să atenționeze executivul să nu scadă. Deci asta e valoare de pornire. Mai mult de atâta nu are. Pentru că este de competența noastră. Deci să nu se vândă la mai puțin decât a spus expert. Mai mult trebuie să țină cont de faptul că situații similare au fost alte terenuri care s-au vândut cu 50 de euro. Exact. Bine, fiecare teren își are specificul și își are anumite valori. În punct de vedere juridic, legal, o astfel de tranzacție, o astfel de vânzare, pentru a fi transparentă, pentru a fi în conformitate cu legea, cu conformitate cu normele de evaluare a terenurilor și locuințelor și imobililor, eu cred că aici avem experiența terenurilor care au fost vândute din cele care au fost concesionate sau închiriate, iar comisia care este responsabilă de desfășurarea astfel de activitate și-a făcut cu succes misiunea pe care a avut. Adică nu se poate face nicio abdicare de la norme sau de la procedurile juridice, că nimeni n-are chef de răcoare iarna și căldură vara. Dacă mai sunt alte poziții, vor de cuvânt. Dacă nu, supun la vot, așa cum a fost prezentat, proiectul de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 190 de metri pătrați, situat în Bulevardul Republicii 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul Drăgănuță, votă de abținere. Trecem la proiectul de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă către SECEDON HR SRL Bacău la suprafețe de 5 metri pătrați teren situat în orașul Târgoviște, pe Bulevardul Republicii, în vederea amplasării unui chioșc pentru difuzarea presii. Comisie. Comisia pentru plan este disfavorabil. Comisia economică a disfavorabil. O singură întrebare, dacă se poate face o localizare mai concretă la terenul. Deci, de fapt, amplasamentul vechi. Nu, modul. Da, exact, pe vechi. Având în vedere solicitarea mai multor cetățeni din oraș, la ora actuală, Târgoviște nu are niciun ziar, nu are niciun chioș cu difuzarea presei, pentru că a renunțat. Dar nu numai, nu numai domnul Grozavu, care a propus-o și ședința trecută, am găsit până la urmă o societate care ar fi interesată de amplasarea unui chioș. Pentru că este o activitate privată în care nu poate să ocupe de societatea. Eu vreau să spun că în oraș de o săptămână se difuzează presa. Prin cele două magazine de la muncă. Dacă nu știați. Abia ești concurență. Deci, e magazin politicat, au presi. Nu e magazin specific pentru da, magazin nu putează, dar de la presă. Acolo poate să fie chiar pentru tergeamă. Dacă nu avem, nu avem nicio autorizare de funcționare cu acest specific vânzare presă. Nu e specific pentru asta. Și nu că știam că nu se ocupă din presă. Avem o... Pe solicitat. Ca să speculeze și să propune. Deci, ca obiect de activitate, n-am în caien specificat. În caien. În autorizația care am dat-o noi de la primărie, nu există nicio societate comercială care a solicitat difuzare presă.
Și de ce a fost nevoit să facem acest lucru? Cât mai mult, cu atât mai bine, domnul președinte. Cer o lămurire. Va fi desfințată construcția vechiului chioșc de ziare? Este exact pe același amplasament? Este bine, înțeleg suprafața, dar acea construcție este bine. Ori se demolează, ori, adică să nu rămână și această construcție care nu arată bine geamul de spate, nu dă bine noroc. Este pe amplasamentul acestui chioșc. Același amplasament. Dacă e chioșcul de acolo. Foarte bine. Domnul Ibie, vă rog. În formă, vreau să fac de brancă, chiar punta foarte bine, cu cât să distribui mai multă presă, cu atât mai bine, pentru că foarte mulți, și din, nu numai din cetățenii, și din cei care administrează orașul, au fost în această cerință, nu se găsesc absolut deloc ziare sau presă scrisă în orașul Sărbău. Decât să vândă și cei de la Munca, dar care sunt cele două magazine, ca să știu? Deci unul la D13, în blocul domnul primar, și unul la Iepul. La ce ori sau la ce ori? La ce ori, da. La ce ori. Păi nu vrea să dați la casă, domnul primar. Să vă schimbăm după ce nu știu. Asta era de fața mea, nu știu, că poate și sanitatea este adipat și iubit de ceva programul sau altceva, nu vreau să nu știu. La chioșcurile din sanatorii, am făcut și evident, este pentru noi, nu-i pentru alții. Dacă nu mai sunt atâtea lor de cuvânt, supun la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgoma în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ pe raza orașului Târgoma, județul Bacău. Comisia juridică a dat Da, pentru ce? Că și Comisia Economică a dat la fel, dar trebuie să spunem o listă. O să vă nu dezbate în cadrul ședinței. În cadrul ședinței, nu? Pentru că mai ia... Asta, am zis asta. Pentru că noi, în cadrul Comisiei Economice, am dat aviz favorabil, dar am și precizat care sunt modificările pentru care dăm avizul favorabil. Și din cunoștințele Comisiei Economice, modificările ar consta doar în schimbul pe care îl face domnul consilier Antochie, care trece la școala Domnul Ancea, care trece la liceul de Prologic, dacă am înțeles bine. Mai e o modificare a Partidului Național Liberal? Deci, PNL-ul se referit la compania Antonii, liceul Tehnologic și școala 1. Și eu sunt în acolo. Și colegiul ta. Deci, hai să luăm. Deci, pentru școala nu am acestat, au reducere mărură, numai 2 reprezentanți. Dar au bani de reprezentanți. Și de multe ori pentru că au reprezentanți la 11 la 9. Și ar aduce la 2 reprezentanți la 9. Aș vrea școala mea, dar se poate. Și să zile, Isai, Bucanu și Bucanu. Bun, atunci haideți, dați-mi voie să vă citesc cum a fost prevăzut, cum a fost propunerile recepționate și din cadrul partidului. Dar atunci că scade unul la numărul 1, deci nu mai e valabil. Deci asta a fost propunerile pentru anul trecut. Singura modificare este că școala numărul 1 nu mai are 3 membri ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație, ci doar 2. Și cel care dispare de la școala 1, unde va fi trimis? Era domnul Consiliu Isaic, Ivanuș și Plăcătici. Deci lista veche, ca să reamintesc tuturor colegilor și eventual pentru cetățeni. Deci la școala gimnazială numărul 1 erau domnul consilier Isaic, doamna consilier Ivanov și doamna consilier Zgăvârdici. La școala generală numărul 2 era domnul consilier Nuțu și domnul Panțăru. La școala, la Colegiul Costache Negri, doamna Barna, doamna Tudoreanu și domnul Adam. La Liceul Tehnologic, doamna Aghinea și domnul consilier Antohie. La grădinița Ana Maria Dornei, doamna consilier Viri.
Față de asta, deci doamna consilierul juridic de spune că la școala numărul 1 nu mai sunt 3 posturi de consilier, dar sunt doar 2. Și deci, în consecință, va trebui să renunțăm la o reprezentare din partea unui consiliu local, către consiliul la școala numărul 1 de administrație. Și dacă avem ceva modificări de făcut, permutări. Propunerea Partidului Social Democrat este în felul următor. Colegiul Costache Negri, doamna Barna Liliana, la școala gimnazială numărul 1, doamna Gina Luminița, la școala numărul 2, domnul Isai Gradu și la liceul tehnologic, domnul Grozav. Din partea Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal, probabil comasat cu postul PDR, nu? Da. Deci, la liceu, doamna Tudoreanu. Da. La grădinița Maria Domnului, doamna Piri. Da. Și la liceu, pe mulți subsemnat. Din partea... Partidului Unii Mâine Naționale. La grădinița Maria Domnului. Deci, domnul Oacea. Deci, ne vedem propunerea Partidului Național Liberal este de domnul Doreanu la colegiul național, domnul la liceu tehnologic și domnul Oacea la Partidul NPR, propunerea. Noi rămânem la fel. Cum am fost. Deci, cum am făcut? Doamna Fiorentici, la școala numărul 1. Panțelul la școala numărul 1. Panțelul la școala numărul 1. Domnul Adam la colegiu. Da. Și atât. Da? Deci, dacă... Dacă mai sunt și alte parte. Da. În devenire. Domnul Nuțu? Trebuie în continuare la colegiul ăla numărul 2. Deci la școala numărul 1 rămâne domnul Isaic și cu doamna Zgăvârnici. La școala generală numărul 2. La școala gimnazială numărul 1, domnul Isaic și... scuze, partide, propunerea de aici, locul domnului Isaic. Deci la școala numărul 1, doamna Aghine și doamna Zgăvârnici. La școala numărul 2 rămâne domnul Panțăru, propunerea UNPR, și era domnul Mutu Costache. Care rămâne la școala 2. Are cineva ceva împotrivă? La colegiul Costache Negri, doamna Barna Liliana, din partea PSD, doamna consilier Tudoreanu și domnul Adam, din partea UNPR. La liceul tehnologic, domnul Grozav Ioan, și domnul Antoni Cristian. Și la Ana Maria Dornei, doamna, 10 sunt și nominalizați, 7 rezerve. 4 sunt din partea Partidului Social Democrat. Dăm voce la ședință. 1 domnul Nuțu independent, 3 din partea UNPR, 3 din partea PNL. Nu independent, ALDE. ALDE. În alianță. Facem rectificare. Deci din partea ALDE, domnul Costache. Dar partidul. Supun la vot, dacă nu mai sunt alte discuții, dacă nu mai sunt alte discuții pe partea de acest subiect, supun la vot cine este pentru distribuția care am prezentat-o, cine este împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc, s-a adoptat proiectul.
Proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 de lei pentru susținerea activităților organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, ce se va desfășura pe 5 octombrie, și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, ce va avea loc în 3 octombrie. Comisia juridică a disfavorabil, Comisia economică a disfavorabil, alte comisii n-au avut în dezbatere. Dacă sunt discuții, poate să dea, în felul ce constă investiția în acelea banii la cele două rău. Am văzut pentru pensionare, clar, cum se cheamă? Plăcintele politici și cu cicletele. Și primul la găsat. Nu mai este dată concomitent. Se schimbă suma de anul trecut sau este de aceeași? Este mai mică. E mai mică? Da. Sunt 2.000 pentru... Importantă precizare. 2.000 pentru... Plăcintele politici și bicicleta, prietenă. Nu cred că o facem mâine, pentru că timpul e nefavorabil și această acțiune o facem împreună cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Concursul avem la fete și băieți bicicletă. Ne gândim în acest an să facem până 65-75, peste 75, pentru că anul trecut așa s-a solicitat. Avem ca premii biciclete. Vor veni și cei de la direcție cu marea parte a vitelor. Chiar la plăcintele bunicii vin cei de la centrele de asistență socială, centrele de recuperare și vor veni din cartierele orașului bunicii din cu plăcintele. Este un concurs între cartiere, suntem la a doua, a treia ediție când participă și ele și este într-adevăr o concurență destul de mare. Anul trecut parcă a luat Iseștiu, un an mai multe bulcine. De cartiere sau cu persoane? Nu, reprezintă cartierul. Și de fiecare care sunt. Dar să vedem dacă timpul este favorabil. Eu colegii de două de ani mai bine. Și mai zic, dar în gazeta primăriei, prea vreau să facem în clădire, pentru că e foarte mare. Mare. Și la plăcinte toată lumea se gândește. Și amânăm într-o altă zi, în care, în mod sigur, vă invităm și pe dumneavoastră. Iar la ziua educatorului, va fi luni, pe 5, am stabilit împreună cu conducerile școlilor și îmi spunem și dumneavoastră, că n-ați fost la ședință, ne întâlnim cu toți educatorii din oraș și personalul didactic și nedidactic la sala de sport de la liceu, unde vom premia pe cei care cheie activitatea ieșind la pensie și, sigur, ne întâlnim cu toți acolo să vă invităm și pe dumneavoastră să apreciem și să aducem fericitările noastre celor care lucrează în această muncă grea, educația copilor. Invitați-o scrisă, domnul primar, ca să vă avem pe masă. Scris. Ca la zilele orașului. Am invitat acum. Deci invitația este deschisă, dar să le spuneți da. Da, da. Invitația este, dar nu mai știți dată. Dar ziua internațională de educație... Pe 5 octombrie. Unde? La sala de sport. Ora? Ca să... Măcar asta vă putem face public acum. Să nu mai spun. Să nu mai spun. Acum a apărut o singură problemă. Deci am dorit să vă derutez, pentru că a fost o hotărâre din guvern astăzi, în care s-a declarat zi liberă. Da. Și acest lucru nu știam la data când am stabilit. Și e posibil că dacă este zi liberă, să nu știm exact, sau să facem altă zi, sau ar fi normal să o facem atunci. Am primit la adresa niște chestii, că desfășurăm zilele anterioare. Am primit de la te. Și da. Și astăzi zi liberă. Dar o să vedem și atunci ce rămâne, ca mâine să stăm. Eu de ce am întrebat dacă 5 este zi internațională? A trebuit atunci să o facem. Adică atunci... Întotdeauna am făcut pe 5. Aduceți-vă aminte că pe 1 iunie, picând sâmbătă, nu s-a organizat și a fost o chestie pe primul. Exact. Și noi susținem și o să comunic și domnilor director, sunteți de acord să o facem pe 5. Da. Atunci, nu... Perturbăm nici învățământul, pentru că... Și este și internațional. Da, de acord. Local. A trebuit să-și o să... Deci la ora 13 la sala de la sport de la colegi. Mai sunt solicitat la cuvânt? Da, mai sunt solicitat la cuvânt? Dacă nu, cu promisiunea domnului primar și în consecință, cred că de votat toată... toți consiliul. Deci 6.000 de lei, cine este pentru alocarea acestei sume? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu? Mulțumesc. Punctul numărul 11.
12, l-am și dezbătut, mai îl citesc. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit în administrarea Consiliului Local pentru Bogdan, microbuzului școlar Ford Transit, 16 plus 1 locuri, proprietatea școlii numărul 2, de către Consiliul Local. Mai doriți discuții? Sau... Avizul favorabil? Avizul favorabil. Având în vedere că e vorba de un Ford și un Volkswagen, un soft modificat, am trecut pentru. Sperăm că avem un soft modificat pentru împăcărirea noastră. Nu vă trebuie aprobat de la Ministerul sau de la Ministerul, că e vorba de transfer din mijloc fix. Deci nu este grijă. Proprietate, persoană juridică, dar și când o are în administrare, îți trebuie aprobare când e vorba de școală. Dar la administrare e luată, nu e luată Consiliul de Administrație o... Deci, nu știu, să verificați, să fiți atenți. Dacă mai sunt alte opinii, dacă nu, supun la vot, cine este pentru, cine este împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție proiectul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, a terenului aparținând domeniului public al orașului Târgoviște, necesară amplasarea a două stații de pompare a apelor uzate, o stație pe strada Salina și o stație pe strada Râul Vâlcica, în amonte de podul de CFR și a conductelor de defulare aferente, probabil pe Râul Vâlcica. Comisiune. Funcția pentru care s-a zis favorabil. Atât, da? Discuții? Domnul Păscării, vă rog. Domnul primar, eu... Da, mulțumesc. Eu locuind în cartierul Vâlcele, e natural să pun întrebări. Unde va fi amplasat stația pentru... Să nu creeze disconfort, asta este grija cetățenilor. În amonte, în amonte de podul CFR. Una, și a doua? Râul Vâlcica. Și a doua? A doua pe strada, Părâul Vâlcica. Pe Părâul Vâlcica. Dacă e pe Părâul e bine, nicio problemă. Da, dumneavoastră, din ce comisie faceți parte? Din urbanism? Ba da, dacă credeam că s-a mutat mai sus la Vâlcele. Pe capul comisiei n-ați... Am discutat, dar nu, localizarea nu era precisă. Domnul primar, mă rog, de la dumneavoastră prezentă. Veniți dumneavoastră de la Vâlcele, pe partea dreaptă, înainte de a trece podul, având în vedere că nu s-a obținut aprobarea de a trece pe suportul de cale ferată, se va face în partea dreaptă înainte de... Ok. Și repare tu apaia de suport? Atenție. M-am dus la lectura de aia. Da. Și de acolo va fi refulată cu o conductă mai mică. Diferența este că atunci când se colectează, se pune țeavă de 1200, iar la refulare se pune țeavă de... Domn primar, dar nu puteți mobiliza mai bine pe ăștia la grab? Să lucrezi vreo șoc, la banii ăștia care îi primesc, sau pe cine din munitorul. Da, dar uitați-vă, pe Vâlcele puteți să vă ocupați dumneavoastră de... Dar nu am timp. Ați văzut ce e acolo. A doua stație este pe Părâul Vâlcica, deci toți cei care sunt pe strada Părâul Vâlcica, deci cum se duce la Domnească pe stânga, având în vedere că sunt jos, trebuie să se pompeze. În total, în oraș, se pun 8 stații de pompare. 3. Cât? Cu astea două stații. Cu astea două se fac 10. Una o avem la Părâul Boghii, toți cei care de la colonie spre Părâul Boghii, de acolo se pompează. A doua se pune în aproape de intersecția cu Podei, cu strada Podei. A treia se pune la școală. Și toate vor pompa în conducta care trece podul peste Produș. Și mai avem... Republicii două. Cât? Republicii două. Republicii vom avea două, deci toate strada Republicii. Pentru că... Și avem pe Libertății una, cei care sunt în vale, unde stă Părintele Genes. Și asta două care am luat aici. Am întrebat și eu, sunt pompe care au două pompe, au tocător înainte, toate metalele sau alte corpuri străine intra acolo, sistem de semnalizare la stația de epurare, e un sistem mai modern de... 24. Funcționează 24/24 de ore. Și semnalizarea va fi la stația de epurare, unde va fi tabulul de comandă și va fi o echipă de service care intervine. Având două pompe, una va fi de rezervă și cealaltă va funcționa. Sunt pompe moderne. Sigur, ne-am pus și noi problema. Când nu-i curent, când se efectează, ce faci? Ei au spus că nu au probleme cu astea și unele dintre ele sunt dotate și cu generator. Iar când una nu funcționează, se va porni generatorul. Vă rog.
Canalizarea mare e fișa, aia mare. Și s-a inundat, deci, la care și la mine. Deci să mai face forță edificare la canalizarea principală sau ceva, că acum vine debitul și mai mare. Vine și din planul numărul 2 și deci volumul de versare e mult mai mare față de care a fost până acum. Deci se va verifica și canalizarea principală, de fiște v-am fost Antinescu. Sigur că vedeți, noastră, noi proiectele astea le-am făcut în funcție de cum am avut bani și dacă făceam proiecte integrate cum au făcut polonezii sau alte state, poate era mai bine. Dar poate învățăm și noi din asta și vor veni fondurile pe localitate și să ne lase pe noi să decidem și nu să vină consultanții. Pentru că și cu acest proiect, dacă vreți să discutăm, alte foarte multe greșeli, să le spun așa. Uitați-vă, strada Tisești, n-a luat un Diaconescu, unde avem Casa Blanca și unde avem așa. Cu ce explicații se dau eu celui de pe Pinului, că mă duc pe Țărâncuța și mai au patru case? Sau ce să facem pe strada Tisești, când de la Cruceanu încolo nu mai au nicio casă? Deci au fost făcute așa cum au fost făcute. Dar o problemă pe care am pus-o și noi în discuție și ne-am chemat consultantul aici și am încercat să remediem aceste probleme care sunt, este problema apei pluviale. Era foarte bine dacă acum introduceam și apa pluvială. Da. Numai că s-a făcut căminul pentru canalizare și ei înțeleg că în canalizare nu se intră niciun metru cub de nu va intra niciun metru cub de apă pluvială. Sigur. Pentru că nu-i convine cele de la stația de epurare, care pentru fiecare metru cub de apă care intră în stația de epurare plătește niște bani. Va urma câțiva ani ca să ne trezim și noi și să colectăm toate apele pluviale și să ne ducem. Strada care are apă pluvială făcută este Eminescu. Dar și aici a fost o greșeală, că pluviala a intrat în menajere și mai avem multe în oraș de refăcut și va trebui să ne gândim și la acest lucru. Și asta aveți dreptate că trebuie să luăm în calcul și apa care s-a adunat acolo și a trebuit deversată, pentru că pluviala trebuie să meargă într-o duș, iar apa uzată să meargă la stația de curare. Și o să ținem cont de povestea asta care spuneți dumneavoastră, nu-i poveste în realitate, că nu am ținut cont și de apa pluvială. Crabul încasează apa pluvială. Și vedeți cei care suntem la blocuri plătit, dar nu există încă rețeaua clară. Iar ce avem noi între blocuri sunt foarte multe locuințe care sunt racordate și cu pluviala în menajeră sau menajeră în pluvială. Problema care va trebui crabul să o rezolve. Tocmai de aceea crabul este implicat în acest proiect, ca să vină el cu propuneri. Ca să nu mai discutăm, dacă tot ați ridicat problema, că mai avem un oraș pe apă, rețele întregi din alcociment din oțel, pe care le-a trecut în proiectul 2014-2020, să putem să le schimbăm. Alte locuri, dacă nu mai sunt, aș vrea să fac o corectură pentru domnul Cascălin, că a văzut că a făcut de două ori confuzia, nu cramul face lucrarea asta. Ierbașul, dar crabul răspunde. Hai să nu ne asumim pe degetul. Crabul este beneficiarul. Crabul e beneficiarul. Crabul nu răspunde nimic. Deci nu faceți confuzia că nu-i bine. Supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea punerii la dispoziția terenului aferent celor două stații de pompare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. S-a adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata din fondul forestier, proprietatea orașului Târgu Ocna și aprobarea prețului de vânzare. Comisia Judiciară să Comisia Economică a avis favorabil în condițiile legii, pe bază de dezbatere și, domnule, care e cantitatea, cât e prețul, e stabilit de specialiștii la Ocolul Silvic. Domnul Ramis a, cred că, a votat puternic la această evaluare și va vota cu două mâini proiectul, dacă sunt discuții. Ori de cuvânt, vă rog. Aș vrea să întreb dacă, în urmă cu 4 ani de zile, la fel s-a făcut o marcare sau un arbor din fondul forestier a primăriei, dar s-au valorificat. Acei care s-au înlătăiat și s-au valorificat de aceia arbori. Știți cum vă să tocmai s-a făcut marcarea atunci ca să putem valorifica și poate un punct pentru că trebuie... Nu s-au tăiat, aia care au fost la apoi. Nu s-au tăiat pentru că n-am știut cum să procedăm. Și până la urmă, din discuțiile avute și cu specialiștii de la Ocolul Silvic, nu pot intra cetățenii să taie acest lucru. Și s-a
s-a terminat. Acum în pădure nu intră decât specialistul, cel care se ocupă de verzi, și se vinde arborele lococioată. Am învățat acum de la ISEC, așa se cheamă. Doborând, acolo. Aveți presiuni din pare... Nu, prețul e lococioată. Acum nu se mai cheamă pe fir, lococioată. Deci ai doborât și la cioată, acolo stă... Ce se întâmplă? Avem presiuni și de la... Noi avem trei loturi. Gura Stăric, Tisești, avem Chichilău. Și am stabilit pe cartiere ca să nu apară probleme între ei. Dacă vedeți că în proiectul de hotărâre am spus că cerere se fac de comitetele care alegem noi fiecare an și cu aprobarea noastră ca să nu se comercializeze. Deci, practic, dăm la populația din zonă. Ca să nu meargă oamenii în pădure să taie, să primească amenzi, având în vedere că regimul silvic impune sancțiuni celor care nu respectă, am stabilit aceste cantități împreună cu ocolul silvic și ocolul silvic va exploata și cred că este... Ocolul silvic face exploatare? Ocolul silvic vinde lococioate. El taie și îl vinde acolo și în prezența... De ce am mers cu ocolul? Pentru că el îl are și acum în bază. Și atunci, ca să nu mai predăm o dată la altă societate să vină, să facă, ocolul silvic prea, rămâne ca în contractul care îl facem să stabilim clar dacă încasează și partea care trebuie să-i dea nouă, pentru că prestația trebuie și-o ia separat, dar astea sunt chestiuni care discutăm în contract. Aici, atunci când hotărârea am spus că pentru populație, practic noi stabilim cantitatea, prețul și destinația către populația a orașului Târgu Ocna și ca să nu se facă comerț cu el și să aibă cetățeanul, fac acele cereri care vin, le vizăm și vor primi demne fiecare, pentru că au fost câțiva ani când s-a păstrat această pădure, să știți că avem totuși pădurea bine păstrată, cu acele extragere legale care au fost, dar acum ocolul silvic a păzit bine și e păcat să nu facem rărituri, practic să nu creăm de rărire în majoritate ca arborii să poată crește. Și mulțumesc pe această cale și domnului consilier Isai, care a stat cam mult și drept cu fetele de la politic, de la noi, dar a scos un proiect de hotărâre bun. Până la urmă. Sope care consumă lemn. Vor, haideți să zicem și oamenii, de exemplu, coverii cu alții străzi, care nu sunt dus la poezii sau la parte. Sigur. Ca să cășești la oameni poezii. Și condițiile sunt. Ceva din preț. Care este prețul? Este la achiziționat. Avem aici. Sunt trei prețuri aici. Aveți tabelul anexa cu prețurile care sunt pe cantități, pe lemn, pe fac, pe carte, pe mesteacă, pe... Probabil trebuie să vă luăm prioritate în ordinea ceilor pe care le pun și va prezenta. Nu, dar cred că cantitățile sunt aproximativ. Deci avem așa, 58 metri cubi pe Chichilău, unde va lua cei din Tisești, 98 metri cubi pe Valalucru și 133 pe Poeni. Cei care doresc cerere din cealaltă cartiere, vin tot așa, cu cerere și psihic. Ia din zona ce mai conviată. Aici la prețuri chiar nu mă băgați, că sunt multe. Fac carne steacă, nu are un preț, fac carne steacă, salcâm, la fel. Funcție de esență, deci. Și aici sunt și stabilite și prețul pentru prestarea care o face ocolul silvic și prețul nostru ca proprietar care vine. Din experiența cu exemplul anterioare, cred că cantitatea scoasă este suficientă pentru cetățenii la un consum normal. Da. Da. Cantitatea nu o stabilim, nu o stabilim noi, o stabilesc specialistele ocolul silvic și spune răritura în trupul respectiv, de acolo rezultă cantitatea, n-am stabilit-o noi, nu? Deci funcție de cât ai de rărit acolo, acum nu tăiem ras. Noi tăiem doar piesele care trebuie rărite și atât a ieșit. Când nu terminau pe asta, o să vedem unde mai dăm. Dar să o terminăm pe asta, măcar să poată să-și scoate ei că vine iarna și să aibă ce... Am pus întrebarea mai mult pentru liniștea cetățenilor care au nevoie de lemne de foc pentru iarnă, că există cantitatea suficientă și că nu trebuie să se îngrijoreze. Dar de ce suficient? Să îi lași cu voi și pe alții locale, vin în ordinea care au venit, că s-au terminat, s-au terminat. Dar să știți că în zonă sunt și mulți care au proprietate și convine să ia de pe proprietatea lui, nu de aici. Dar haideți să vedem cu cantitățile astea, să scoatem la... Că e prima, eu știu de ce, dragă, e prima oară când venim în Consiliul Local cu asemenea hotărâre, dar cred că este corect ca și cantitatea și prețul să fie aprobat din Consiliul Local și așa este mai corect. Și când terminăm astea, vă informez că, uite, am pus succes la bun sfârșit pe această hotărâre. Mai sunt. Mai sunt consilieri care doresc... Puteți specifica un pic prețul, dacă le aveți la îndemnă? Da, dar le aveți... Să audă și cetățenii. De acord, da. Stați așa. Păi e să luăm 1 kg, da?
la Chichilă 158 de metri cubi, la FAC 6 metri cubi, cereci înseamnă? Construcții rurale. Construcții rurale, 6 metri, 90 de lei, din care cu TVA, fără TVA, total 669 de lei. În medie 70 de lei cu TVA metru cub. Cât? 70 de lei metru cub. Cu TVA media, la toate, la Sunt perfect cu Bocioată. Dar problemul trebuie încărcat în căruță și... Adică este doboră. Adică ajunge dublu. Haideți să vedeți, loc, loc mesteacă, 372. Dar nu se mai aici. 74 pe total. Dar e 74 de lei și de la Sălăța. A făcut o bine. Este mai simplu ca aceste prețuri să fie afișate la afișierele... Vor ști fiecare comitet. Și, și de unde vor fi azi, numai din pădure, deci numai din locurile unde s-a stat. Înțeles, deci locul se nu va aduce undeva într-un loc. La o rampă. N-ar fi mai... Asta costă foarte mult. Crește prețul. Păi crește prețul, dar s-ar putea să fie mai... Nu va fi la Samsung, mai vizitorii direct. Vorbiți cu un cărăuș în ziua când o stabilim cu ocolul Silvii, cărăușul se duce, aduce și plătiți noastră cărăușul. Unul aduce cu calul, aduce cu doi, aduce cu mașină. Păi da, dar atunci vor fi foarte ocupați cărăuși. Păi nu? Așa, păi, le dăm toate sunt odată... Vedeți că se afișează și pe site. Da, sigur, da. Materialele aveți. Deci, poate vor găsi și la afișier, și la site-ul primăriei. Dacă nu mai sunt alte vorbe de cuvânt, se pun la vot. Cine este de acord pentru prezentat? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Păi dacă ne-am încălzit cu lemnii, cum se mai abține? Mulțumesc. Unanimitatea de vot s-a adoptat proiectul de hotărâre. Înainte de a trece la punctul diverse, discutăm subiectul numărul 14 cu care am suplimentat ordinea de zi și care este proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor de domeniul public al orașului Târgovna, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 36 pe 1999. Comisiile? Comisia Cătivă Răsărâre. Alte comisii nu au. Comisia Cătivă Răsărâre. Comisia Cătivă Răsărâre. Discuții? E casa Borisov, care a fost cumpărată de către Consiliu și acum intră, așa cum e normal, patrimoniul public al orașului. Și bine să știe și cetățenii cu ce se completează. Deci cu casa Borisov, situată în orașul Târgovna și care a fost achiziționată de primăria orașului Târgovna și care a fost în patrimoniu. Se completează patrimoniul și evidența domeniului, contabil. Pentru a fi inclus într-un program de restaurare, într-un proiect. Și trebuie să... Evident, pentru să fie investiție de inventar, nu se poate face. Strategia... Strategia... Să fie informați la data când este, dar pentru a fi inclus într-un proiect, trebuie să... Asta vrea să faci. Dorește cineva să spună... Pe strada aia mai sunt turist, mai lipsești. Nu poți merge, da. Dar punctul de atracție. Dar nu s-a scris din nou. Ai căruțe, mașini, zarzavaturi. Nu s-a scris din nou. Ce rușe? Domnul Brădar, vă pun la vot proiectul de hotărâre pentru Montreda. Vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu vă mulțumesc mult. Am punctul diverse. Vă rog, înscrieți la cuvânt și solicitări de dezbatere cu subiectul. Având în vedere că aveți și ședința aia, nici nu posibil. Păi nu mai avem, dacă se repară drumurile, șanțurile, s-a stupă, nu mai avem, gata. Da. A, 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 apropo, domnul primar, avem, avem. Deci, domnul administrator la primărie dorește să dea răspunsul vis-a-vis de două posturi de vacante din organigramă. Deci ocupate sunt 58,75% per total instituție. Pe funcționar public sunt 62, pe personal contractual 61%. Păi sunt și asistenți personal și sunt și... Da, sunt ceva nimic. Dar pe total instituții 58,75%. În sfârșit, ați reușit să montați centrala la, la numărul 3, în școala 2, numărul 3. Și, dar, în schimb, cred că vor fi mari pierderi de căldură, pentru că geamurile sunt un dezastru. Știți cum e?
Măcar atunci erau sobele și puteam să dăm drumul la gaz, la astea, dar acum s-ar putea să stăm la vila lor și cu geamurile spate, că sunt tot pe acolo. Care-i solicitarea? Să schimbăm și geamurile? Păi da, dar dumneavoastră la primărie deja nu puteam bani, pentru că nu dădeam randamentale de lemn sau... Sunt în dezastru, deci nu se mai închid, sunt... Da, dacă credeți că se va găsi o soluție, dacă nu, ați montat-o și bine, o să vină un pic de căldură. Da, pe noi, că de unde de anul este vei cu pași lobi și... Nu, a fost băgat în buget de... Da, am reținut. Sau în care au fost discuții. Nu mai sunt alte propuneri pentru subiect, capitolul diverse, doamnă Păscălin. Domnul primar, ați promis că faceți podul la Vâlcele. S-a făcut. Consiliul a aprobat, s-a făcut. Ați promis că faceți canalul pentru salvarea fântânii la punctul Răsăi. S-a făcut. Ați promis că faceți salți pe Cărbunar. Nu s-a făcut. Vă rog să promiteți să se facă. Jumătate și întregi escavatorul atât. Nu mai am nicio problemă, nicio promisiune. Oricum l-ai lăudat destul. Nu, da, mulțumesc că a primit laude. Acum, la diverse poți să... Nu laude, realități, nu laude. Așteptam o întrebare din partea consilierului de la Vâlcele. Nu l-a scos pe Tisești, a scos pe Poem, cura să vin de la Vâlcele, de ce nu scoateți de el? Vâlcele este un cartier care se încălzește cu lemn necumpărat. Nu știu, nu e problema. Eu am văzut, de exemplu, mai multe ori eu am. Gata, bă. Acum, gata. Și n-au solicitat să cumpere, nu și nu. Referitor la șanțul pe Cărbunar, să ne înțelegem. Domnul Păscălin, să ne înțelegem. Șanțul l-am mai făcut acum 3 ani și-l fac cu o singură condiție. Fiecare cetățean la poartă și să spună clar că vine și el cu lopata. Pentru că am făcut tot șanțul de sus până jos, a stat 3 zile cu escavatorul mic și când am ajuns jos a spus, domnule, mie nu sparge fața porții. Deci am vrut să vă ocupați dumneavoastră ca să dea voie fiecare să facem șanțul. Da, dar mie îmi dați următoare. Eu zic Cărbunar, nu cu Gălnicean, deci Cărbunar. Da, eu spun ce am pățit cu Gălnicean. Dar pe Cărbunarul facem așa.